Cu o istorie de aproape 20 de ani, grupul de firme European Drinks and Food reprezintă astăzi una dintre cele mai puternice companii independente din domeniul industriei alimentare din Europa. Fondatorii grupului, domnii Viorel și Ioan Micula, au demarat această impresionantă investiție într-un areal cu totul deosebit, în vecinătatea subcarpatică a municipiului Oradea, la poalele munților Apuseni, beneficiind astfel de una dintre cele mai valoroase surse de apă minerală din lume. Captată la peste 1100 de metri altitudine, apa este adusă pe platformele de producție prin conducte de inox pe o distanță de 28 de kilometri și, odată îmbuteliată, ea stă la baza unuia dintre cele mai de succes branduri ale grupului, apa minerală, izvorul minunilor. Dar succesul acestei afaceri nu vine exclusiv din resursele naturale. Cunoscând modelul european, încă înainte de a demara aceste investiții, fondatorii grupului au știut care sunt cele mai importante elemente ale unei afaceri de succes, și anume resursele umane bine pregătite și motivate și tehnologia de ultimă generație. Celor doi nu le-a fost teamă să investească în oameni și în tehnologii avansate cu care operează aceștia. Dezvoltându-se în perfect acord cu cerințele pieței, grupul European Drinks and Food acoperă astăzi principalele segmente ale pieței alimentare din România și din mai multe țări europene, așezând produse premium și value for money pe mesele a milioane de consumatori. La baza fiecăruia dintre brandurile, varietățile și SKU-urile produselor grupului a stat o cerință a pieței. European Drinks and Food a investit permanent în cercetarea de piață și astfel a generat produse pe care consumatorii le așteptau, la calitatea pe care aceștia o doreau, la prețul pe care aceștia și-l puteau permite și în forma și conceptul pe care aceștia erau dispuși să le îndrăgească. În domeniul apelor minerale și băuturilor răcoritoare, izvorul minunilor este unul din liderii pieței de apă minerală, fiind dublat de apa minerală Hera, apa pentru întreaga familie, pentru zona Value for Money. Fruity Fresh, cel mai vechi brand de suc carbonatat al grupului, deține și el o cotă importantă de piață în segmentul premium, beneficiind de o largă gamă de arome. Adria este cel mai important jucător pe segmentul medium al băuturilor răcoritoare carbonatate, incluzând între arome și pe cea de cola. Un produs de succes al grupului îl reprezintă și Action Cola, iar Frutia, în variantele nectar și juice, întregește gama băuturilor răcoritoare cu categoria sucuri naturale, produse generice de Trompi și Frutia Kids acoperă oferta destinată copiilor, Vita Tonic pe cea a băuturilor de apă tonică. Gama mărcilor alimentare acoperă de la produsele destinate celor tineri, dintre consumatori, pernițele Viva și alunițele Ola, dar și la napolitanele Nati și Nati Premium, la chipsurile Viva cu diferitele lor arome și forme, sau la marea familie de produse Regal, care cuprinde o sortimentație variată de sosuri, ketchup și pastă de tomate. În anul 2003, odată cu înființarea diviziei de bere a European Drinks, a început o nouă etapă în dezvoltarea grupului. 3 ani au fost de ajuns pentru ca Berea Burger, brandul de forță al diviziei de bere, să ocupe primul loc în topul preferințelor publicului țintă și să devină cel mai vândut brand de bere din România pe segmentul său de piață. La acest lucru au contribuit în egală măsură rețeta tradițională germană aplicată cu precizie farmaceutică datorită tehnologiei de ultimă generație și apa de munte de o puritate excepțională. Investiția în tehnologia de ultimă generație este o caracteristică definitorie a grupului. Avantajul utilizării liniilor tehnologice furnizate de unii dintre cei mai mari producători de profil din lume, Siedel, Franța, Reimelt, Austria, Krones și Optima, Germania, Sasib și Pavan, Italia, aducând o siguranță a calității de excepție. Platformele de producție ale grupului beneficiază de laboratoare proprii de cercetare și control al calității, evidențiindu-se astfel preocuparea constantă pentru binele consumatorului și pentru calitatea produselor care ies de pe liniile European Drinks and Food, precum și respectarea cu strictețe a normelor calitative impuse de Uniunea Europeană. Toate acestea au condus inevitabil la certificarea diviziilor grupului de către prestigiosul organism TÜV-CERT prin TÜV Rheinland Interzert, care a decernat European Drinks și Food certificatul ISO 9001:2000, document care atestă proiectarea,
implementarea și aplicarea unui sistem al calității concomitent cu strădanile depuse pentru satisfacerea așteptărilor consumatorilor. De asemenea, European Drinks și European Food au implementat sistemul de siguranță alimentară HACCP conform ISO 22000/2005. Grupul European Drinks and Food continuă și astăzi investițiile în retehnologizare și în pregătirea personalului care deservește liniile tehnologice, tot mai performante, de la un an la altul. Miile de angajați ai companiei și contribuția sa semnificativă la bugetul statului român atestă impactul social benefic pe care îl are activitatea European Drinks and Food, precum și contribuția la dezvoltarea unui mediu de afaceri românesc sănătos și cu baze solide. Preocuparea pentru consumator și mediul în care trăiește acesta este reflectată și de politicile ecologice adoptate de companie, politici care se regăsesc în programe de reciclare, de reducere a emisiilor de dioxid de carbon până la zero, de utilizarea unor tehnologii nepoluante. Cu o cifră de afaceri spectaculoasă și un număr de angajați și colaboratori bine dozat, grupul European Drinks and Food a reușit să clădească în zona legendarilor Munți Apuseni o adevărată euroregiune modernă și importantă în plan economic, dar și în plan uman, cultural și social. Deopotrivă revoluționar și modern prin cercetare, investiție, tehnologie și distribuție, European Drinks and Food rămâne și un cultivator al tradițiilor și culturii locale, aducând în casele milioanelor de consumatori din România și Europa o parte din sufletul și binefacerile Ținutului Bihorean.